Bună ziua, doamnelor și domnilor! Bine ați venit la Banca Națională, vă citesc comunicatul Consiliului de Administrație. Rata anuală a inflației, calculată pe baza indicelui prețurilor de consum, a crescut în aprilie la 5,22% și în mai la 5,41%, de la 4,95% în luna martie, ușor peste nivelul prognozat. Evoluția a fost generată de factori pe partea ofertei, determinante fiind creșterile consistente peste așteptări ale prețurilor combustibililor și produselor de tutun. Rata anuală a inflației Core 2 ajustat, care elimină din calculul indicelui prețurilor de consum prețurile administrate, volatile, ale produselor de tutun și ale băuturilor alcoolice, prețuri asupra cărora influența politicii monetare este puțin semnificativă sau nulă, a scăzut însă în luna mai la 2,95%, de la 3,01% în aprilie, coborând sub nivelul înregistrat în martie de 3,05%. Decelerarea a fost indusă de segmentul produselor alimentare, procesate și de cel al serviciilor, sub influența tenorii ritmurilor de creștere a prețurilor internaționale, ale unor produse agroalimentare și a evoluției cursului de schimb al leului în raport cu euro. În luna aprilie, rata medie anuală a inflației IPC a ajuns la 2,8% și în luna mai la 3,3%, de la 2,5% în luna martie, calculată pe baza indicelui armonizat al prețurilor de consum, rata medie anuală s-a situat la 2,2% în aprilie și 2,6% în luna mai, față de 1,9% în luna martie. Datele privind creșterea economică în trimestrul 1 2018 indică o decelerare mai pronunțată decât cea anticipată, dinamica anuală a PIB, a PIB-ului ajungând la 4%, de la 6,7% în trimestrul 4-2017. Consumul gospodăriilor populației a continuat să fie principalul determinant al creșterii economice, dar cu o contribuție considerabil diminuată. Formarea brută de capital fix și-a menținut aportul pozitiv, în scădere totuși față de intervalul anterior. În schimb, contribuția exportului net la creșterea PIB real, s-a îmbunătățit în condițiile diminuării ecartului pozitiv dintre ritmul anual de creștere a importurilor și cel al exporturilor. Pe acest fond a avut loc o temperare a ritmului de creștere a deficitului de cont curent, comparativ cu o perioadă similară anului trecut, acesta rămânând totuși la o valoare ridicată. Cele mai recente date statistice consemnează încetinirea dinamicii anuale a producției industriale în luna aprilie față de trimestrul 2018 și accelerarea ritmului anual de creștere a activității de comerț și servicii. Dinamica anuală a costurilor salariale unitare din industrie a continuat să se majoreze, reflectând încetinirea avansului productivității muncii. Condițiile monetare și-au atenuat caracterul acomodativ în perioada mai-iunie, în contextul creșterii cotațiilor relevante ale pieței monetare și a ratelor dobânzilor practicate de bănci în relațiile cu clienții nebancari, precum și al stabilității relative a cursului de schimb al leului. Creditul acordat sectorului privat și-a continuat creșterea robustă în trimestrul 2, 6,8% în aprilie și 6,4% în mai, în termen anual, devansând ritmul mediu al trimestrului anterior. Plusul de RIN a venit în principal din consolidarea dinamicii înalte a creditului în lei acordat populației, pe seama creditelor de consum, al căror flux a atins maximul istoric.
componenta în lei a continuat să-și mărească ponderea în creditul total până la 64,7%, de la un minim de 35,6% în 2012. Cele mai recente evaluări reconfirmă perspectiva plafonării ratei anuale a inflației pe parcursul următoarelor luni deasupra intervalului țintei și coborârea acesteia la finalul anului curent în apropierea limitei superioare a intervalului, în linie cu prognoza pe termen mediu din mai 2018. Incertitudinile și riscurile asociate perspective pe termen mediu a inflației sunt semnificative. Ele au ca surse condițiile de pe piața muncii, evoluția prețurilor administrate și a cotației petrolului, precum și volatilitatea de pe piața financiară internațională. Relevante sunt și ritmul creșterii economice în zona euro și pe plan global, precum și pericolul escaladării protecționismului comercial. Pe baza datelor disponibile în acest moment și urmărind asigurarea unui dozaj și a unei cadențe adecvate de ajustare a conditei politici monetare, Consiliul de Administrație al Băncii Naționale a României a hotărât menținerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 2,50% pe an și totodată a decis menținerea la 1,50% pe an a ratei dobânzii pentru facilitatea de depozit și la 3,50% pe an a ratei dobânzii aferente facilității de creditare. De asemenea, Consiliul de Administrație a decis păstrarea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei și în valută ale instituțiilor de credit. Deciziile Consiliului de Administrație au ca scop asigurarea și menținerea stabilității prețurilor pe termen mediu, într-o manieră care să contribuie la realizarea unei creșteri economice sustenabile și în condițiile prezervării stabilității financiare. Consiliul de Administrație subliniază că mixul echilibrat de politici macroeconomice și implementarea de reforme structurale care să stimuleze potențialul de creștere pe termen lung al economiei românești sunt esențiale pentru menținerea stabilității macroeconomice și întărirea capacității economiei românești de a face față unor eventuale evoluții adverse. Minuta deliberărilor privind adoptarea deciziei de politică monetară în cadrul ședinței de astăzi va fi publicată pe website-ul BNR în data de 11 iulie 2018 la ora 15. Următoarea ședință a CEA BNR dedicată politicii monetare va avea loc în data de 6 august, când va fi analizat nou raport trimestrial asupra inflației. Acesta este comunicatul. Dacă aveți întrebări.